Confirmări de noi focare de peste porcină africană la Mistreț vin și din Iași, unde autoritățile au aplicat deja măsuri de biosecuritate. Mai multe fonduri de vânătoare se află sub supraveghere epidemiologică. Au fost instituite perimetre de siguranță, iar mistreții bolnavi sau aflați în zonele contaminate trebuie vânați și incinerați. Cu mai multe detalii vine imediat corespondenta noastră din Moldova, Raluca Daria Diaconiuc. În județul Iași, pesta porcină africană le dă mari bătăi de cap autorităților. Au fost confirmate alte două noi focare de pestă porcină africană la porci mistreți, pe fondurile de vânătoare din comunele Bivolar și Trifești. La Direcția Sanitar Veterinară au fost aduși cei doi mistreți, prinși în cele două localități din județul Iași, mistreți care prezintă simptome ale pestei porcine africane. În județul Iași, la ora actuală, spun autoritățile că sunt înregistrate 9 focare de pestă porcină, atât la porcul domestic cât și la porcul mistreț. Crescătorii de animale trebuie să fie precauți și să ia măsuri de protecție pentru a evita infestarea porcilor cu acest virus. De asemenea, proprietarii de porci trebuie să limiteze circularea animalelor și să nu scoată porcii în afara gospodăriei. Prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, a confirmat că în prezent sunt 6 focare de pestă porcină africană la mistreți și 5 la porci domestici.